Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Distribuirea cotei de cărbune la CEO se va încheia până în ultima lună de toamnă. PSD Gorj îl critică pe Iohannis. Motoare încinse săptămâna viitoare la Rovinari. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore trei tineri de 19 și 20 de ani din orașul Petrila, județul Hunedoara, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt. În luna iulie, aceștia au profitat de neatenția unui minor de 13 ani din municipiul Târgu Jiu și au sustras telefonul mobil, în timp ce se afla pe strada Victoriei, iar în luna august, infractorii au atacat din nou, de data aceasta folosindu-se de un site de vânzări online. La data de 13 august, anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj trei tineri de 19 și 20 de ani din orașul Petrila, județul Hunedoara, bănuiți de săvârșire infracțiunii de furt. Aceștia, în seara de 27 iulie, anul curent, folosindu-se de un pretext și profitând de neatenția unui minor de 13 ani din municipiul Târgu Jiu, i-ar fi sustras acestuia telefonul mobil în timp ce se afla pe strada Victoriei, cauzându-i un prejudiciu de 2700 de lei. De asemenea, în seara de 4 august, ar fi contactat o femeie de 30 de ani din Târgu Jiu, cu pretextul că intenționează să-i cumpere un telefon mobil în valoare de 2500 de lei, pe care aceasta îl oferea spre vânzare pe un site online. Femeia s-a întâlnit cu cei doi tineri, cărora le-a înmânat telefonul mobil și accesoriile în vederea finalizării tranzacției, dar aceștia, profitând de neatenția sa, au fugit cu bunurile. Urmează ca cei trei tineri să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu pentru a fi dispuse față de aceștia măsuri corespunzătoare. Liderii de sindicate din complexul energetic Oltenia vor intra în posesia rezultatelor economice ale companiei. Acest lucru se va întâmpla în următoarea ședință a Comisiei Mixte. Administrația și sindicatele au convenit la ultima întâlnire să fie realizată o informare cu privire la rezultatele din activitatea de producție și cea financiară pe primele 6 luni ale anului. A fost făcut deja public faptul că pe primul semestru al acestui an complexul energetic Oltenia a înregistrat profit. Colosul energetic și-a propus să încheie anul 2018 pe profit, însă sunt mai mulți factori de care depinde acest lucru. Cel mai important vizează evoluția prețului certificatelor de dioxid de carbon. La complexul energetic Oltenia, distribuirea cotei de cărbune se va încheia până în ultima lună acestei toamne. Este anunțul făcut de către Ion Rușeț, consilierul directorului complexului energetic Oltenia, Sorin Boza. Potrivit reprezentantului companiei, au fost depuse peste 5.000 de cereri pentru ridicarea cotei de cărbune. Regula de bază la programare este ordinea în care au fost depuse solicitările. Au fost deschise puncte de încărcare atât la depozitele de cărbune din carierele miniere, cât și la depozitele din termocentrale. Fiecare angajat care a depus o cerere are dreptul la o cotă de cărbune de 10 tone. Lignitul este plătit însă de către salariați la un preț preferențial. Tona de cărbune este însă mult mai ieftină decât pe piață. Rectificarea bugetară nu aduce vești bune și asta pentru că banii nu sunt atât de mulți spre cât credeau unii. Cu toate acestea, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, este convins că fondurile necesare unităților administrativ-teritoriale vor ajunge și în Gorj. Cosmin Popescu, șeful Consiliului Județean, crede că în acest moment este vorba de o primă rectificare bugetară și nu există motive de îngrijorare în rândul primarilor gorjeni. La finalul săptămânii trecute, președintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, a lansat un atac dur la adresa lui Cosmin Popescu. În replică, cel din urmă i-a transmis o invitație publică deputatului. Așteptăm în casele lunii iulie, august, după care vom beneficia cu siguranță de o nouă rectificare, pentru că în fiecare an niciunul unitate administrativ teritorială nu a fost pusă în imposibilitatea de a-și duce la bun sfârșit proiectele și funcționarea. Am văzut discuția și vis-a-vis de proiecte. L-aș invita să-mi spună exact ce proiect al unor UAT-uri din județul Gorj a fost afectat acum când vorbim de această rectificare. Dar vreau cu titlu, cu sumă și cu perioada de derulare. Că dacă vorbim de PNDL 2, pe care domnul deputat a contestat foarte mult de-a lungul timpului, nu cred că un primar va plăti în următoarea perioadă de timp cofinanțarea legală de care s-a angajat. Având în vedere că doar 60% din primari au la această dată încheiate contracte de execuție, proiectare și vorbesc de lucrări de infrastructură și nimeni nu este în imposibilitatea de a-și achita contribuția legală de cofinanțare pentru viitor. Cu siguranță Guvernul României se va îngriji ca aceste UAT-uri care au nevoie de cofinanțare pentru fonduri guvernamentale și fonduri europene, va găsi soluția legală să ajute așa cum a ajutat de fiecare dată. Tot în cadrul conferinței de presă de săptămâna trecută, Dan Vâlceanu i-a cerut demisia lui Cosmin Popescu. La auzul acestor cuvinte, Popescu a fost vizibil iritat. Dar, domnule, de ce nu-și dă demisia?
să ne explice cu ce a ajutat județul Gorj, că tot am văzut dispute de 2 ani de mandat. Bălceanu a declarat vineri că 25 de localități din județul Gorj nu vor primi bani la rectificarea bugetară, iar alte 17 vor primi mai puțin de 100.000 de lei, cele mai multe sume fiind modice. Cu toate că zilele de 16 și 17 august au fost stabilite ca zile libere de către Guvernul României, la Târgu Jiu, angajații serviciului permise și înmatriculări Gorj se vor afla la serviciu. Astfel, pe 16 și 17 august, gorjenii vor putea să apeleze la serviciul de înmatriculări, programul de lucru fiind normal. Pe 15 august, când credincioșii sărbătoresc adormirea Maicii Domnului, toate ghișeele serviciului permise și înmatriculări Gorj vor fi închise. Serviciul public comunitar regim permise de concediu și înmatricularea vehiculelor al județului Gorj desfășoară activitatea cu program normal de lucru cu publicul în zilele de 16 și 17 august 2018. Rugămintea noastră este ca persoanele ce sunt programate în aceste zile să prezinte mai înainte la unitățile CEC pentru a-și achita contravaloarea operațiunilor solicitate la ghișeele noastre. Sărbătoarea de Sfântă Mărie, celebrată în fiecare an pe 15 august, aduce și de această dată o zi liberă angajaților români. În această zi, angajatorii sunt obligați să acorde liber salariaților potrivit codului muncii. În caz contrar, angajatorii riscând amenzi. Totuși, anumite categorii de persoane sunt nevoite să muncească în zilele de sărbătoare legală, primind compensații de la angajatori. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj a anunțat că în această perioadă, fiind sezon estival, precedat și de o mare sărbătoare creștină, adormirea Maicii Domnului, echipe de inspectori a instituției vor face o serie de verificări și controle în toate locațiile de pe raza județului Gorj. Potrivit directorului Nicolae Călescu, miercuri 15 august, reprezentanții DSVS Gorj se vor afla în misiune pentru depistarea tuturor neregulilor. Pesta porcină africană nu reprezintă un pericol, deoarece au fost luate măsuri, a mai precizat Călescu. După cum se știe, mâine Sfântă Maria, suntem prezenți la Bălciu de la Tismana. Astăzi am echipe de control la fel în tot județul. De fapt, continuăm controlele pe nota de servici pe sezonul estival. Ieri am avut la Motru două echipe, astăzi una în trafic la Motru, intrarea dinspre Severin. O să merg și eu acum imediat după ședință. Neregul, dacă vă întrebați pe controlul în trafic, n-am găsit decât, am aplicat o sancțiune de 720 lei la un agent economic ce transporta carne de pasăre cu o mașină frigorifică care nu îndeplinea condițiile pe traseul Bumbești-Jiu-Petroșani circula. În rest nu au fost probleme, verificăm, monitorizăm târgurile de animale săptămânal, nu mai vin proprietari cu animale, dar au înțeles că e perioada în care nu se mai comercializează animale în târguri, în special porci. Zic că totul este sub control la nivelul județului Gorj în ceea ce privește pesta porcină africană. Controlele vizează calitatea spațiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea și depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație, cât și condițiile de igienă și de funcționare a unităților. Conducerea PSD Gorj a transmis un comunicat de presă după protestul organizat vineri la București, soldat cu mai multe victime. Socialdemocrații de la Gorj consideră că acțiunile de la sfârșitul săptămânii trecute au fost planificate în laboratoarele de la Cotroceni, iar declarațiile președintelui țării, Klaus Iohannis, sunt irresponsabile. Scopul președintelui a fost și este acela de a răsturna prin violență actuala majoritate parlamentară și electorală. Prin acuzațiile aduse jandarmeriei, președintele a subminat ordinea stat și a ignorat atribuția de mediere între instituții, spun pesediștii. Am considerat și considerăm că președintele României trebuie să fie un om de echilibru, să fie un mediator între instituțiile statului, între partidele politice și nici de cum prin cuvântul dânsului, cât și prin comunicatele pe care le-a dat, să instige românii împotriva românilor. Cred că am procedat bine și că este de datoria noastră a membrilor PSD din toată țara să dăm asemenea comunicate și să nu fim de acord cu comunicatul dat de
președintele României. Deputatul Mihai Weber spune că reacția jandarmilor a fost una firească pentru că oamenii legii au fost provocați. Nu am fost niciodată de acord cu actele de violență, cu actele huliganice. Sigur că n-au nimic de a face cu un protest pașnic pe care o anumită parte din cetățeni au solicitat-o. E păcat că s-a folosit drept scut un protest care ar fi trebuit să fie așa cum ar trebui un protest pașnic și component al unei țări democratice. Eu pun întrebarea firească pe care orice om și-ar pune-o: cum poți să răspunzi în momentul în care forțele care trebuie să asigure ordinea publică, trebuie să restabilească ordinea, să asigure siguranța cetățeanului, le sunt aruncate obiecte contundente, excremente, le sunt adresate înjurii și așa mai departe. Consider că reacția pe care jandarmeria a avut-o este să încadrează în fișa postului. Președintele este complice la violență și la tentativa de răsturnare prin forța ordinii de drept și a rezultatului alegerilor, au transmis reprezentanții biroului de presă al PSD Gorj. Scarlatti Riza a rămas cu un gust amar după numirea Noricăi Nicolai în funcția de președinte al de Gorj. După ce a părăsit grupul parlamentar al formațiunii politice din care făcea parte, senatorul de Gorj a declarat că a fost ignorat de șefii de la centru. Riza spune că după îndepărtarea lui Dian Popescu din fruntea al de Gorj, era normal ca șefia organizației județene să-i revină. Cum bine știți, eu la ultima ședință de plen mi-am dat demisia din grupul parlamentar ALDE. Și probabil că ce vă spun acum a umplut paharul. Era normal că atunci când l-au schimbat pe Dian Popescu, eu fiind senator ALDE de Gorj, să-mi predea mie funcția de președinte interimar până la alegeri. Drept urmare, mi-am depus demisia în ultima zi și în ultima secundă a sesiunii parlamentare ce a trecut și acum aștept în începutul sesiunii și să văd în ce parte eu. În opinia lui Riza, secretarul general al ALDE, Daniel Chițoiu, nu este în măsură să se ocupe de organizarea filierelor județene, iar ALDE Gorj ar obține un scor foarte mic dacă ar avea loc alegeri parlamentare mâine. Senatorul a mai spus că organizația județeană nu poate fi condusă de la centru. Eu zic că în acest ritm organizația pe ALDE de la Gorj se va destrăma. Credeți că dacă dumneavoastră ați fi fost președinte interimar, așa cum spuneați, ar fi fost cu totul diferit? Măcar eu eram aici, eram de-al Gorjului, lumea mă cunoștea, după părerea mea, poate alții au altă părere, am făcut ceva în Parlament, ținând cont de activitatea complexului energetic Oltenia, încă acum mai avem încă 3 legi cu colegii mei Weber și Cârciumaru și sperăm ca până la sfârșitul anului să mai ajutăm încă o dată sau încă de 2 ori complexul energetic Oltenia. Riza și-a îndreptat apoi tirul către managerul complexului energetic Oltenia, Sorin Boza. Și nu mi-a plăcut săptămâna ce a trecut, a ieșit directorul complexului energetic Oltenia, președintele directoratului Boza, și a zis că deja s-au apucat să defrișeze nu știu câte sute de hectare de pământ, de pădure, și m-a supărat că nu a pronunțat măcar numele unuia din cei 3 care au făcut și au schimbat codul silvic. Riza a declarat că va reveni în toamnă la PSD Gorj, unde cel mai probabil va ocupa funcția de vicepreședinte. Locuitorii orașului Rovinar și nu numai sunt așteptați săptămâna viitoare la o competiție automobilistică unică. Este vorba de campionatul național de drift. Ajunsă la etapa a 5-a în calendarul național, competiția va reuni la start zeci de piloți din țară. Motoarele încinse și adrenalina reprezintă rețeta unei atmosfere pe care autoritățile locale și Federația Română de Automobilism Sportiv o pregătesc în premieră pentru orașul Rovinari. Gorjul nu organizează pentru prima dată o etapă a campionatului național de drift. O altă etapă a avut loc pe cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina. Competiția de la Rovinar va avea loc pe 25 și 26 august. Recolta de struguri se anunță anul acesta un record, cel puțin pentru un gorjan din comuna Bălănești. Vasile Cochină, fost inginer la stațiunea de cercetare-dezvoltare horticolă Drăgoieni, are în cultura proprie de viță de vie și struguri care cântăresc până la câteva kilograme.
Vasile Cochină spune că se anunță o recoltă bună în ceea ce privește vița de vie, mai ales pentru cei care au îngrijit-o așa cum trebuie. Viticultorul deține în special soiuri de struguri din viță nobilă, fiind printre singurii păstrători ai tradiției la nivelul comunei Bălănești. Spuneți-ne cum se arată producția de struguri de anul acesta. Se arată foarte mulțumitoare, foarte bună. A fost un an propice producțiilor de struguri, mai ales la via nobilă. Cu o condiție, să fi avut mare, mare grijă de ea, pentru că în situația în care ne aflăm, am două soiuri, Fetească Regală și Merlot, soiuri de mare producție, Fetească Regală soi alb, Merlot soi roșu, care mi-au dat bătaie de cap, de încă mă doare capul. Am făcut 6 tratamente până la ora asta și cred că m-a prins pe picior greșit la unul din ele, adică am tratat pe frunza udă după o ploaie și la vreo 2 săptămâni am găsit făinarea. Fostul inginer al stațiunii de cercetare-dezvoltare horticolă, Drăgoien, spune că anul acesta cel mai bine au mers soiurile de masă. Am struguri și de 1,5 kg. Este poate record? Până acum la mine da. Nu știu dacă în alte părți a mers vreo altă dată sau anul ăsta, așa. Cel puțin aici la mine a mers foarte, foarte bine, dar cu eforturi înzecite. Strugurii de vin îi fac vin, cum se face vin. Iar strugurii de masă îi valorific în centre de valorificare, pe la negustori din ăștia de... Nu prin orașe, nu mă interesează cine sunt. Vasile Cochină spune că atunci când va veni timpul, va vinde strugurii de masă la prețul pieței. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție.